profesionist, nu? Dom'le, când cât a fost cu el, vorbea, spunea vorbi urâte când era băut, dar nu lovea. Dar acum nu știu ce a avut. Când a vrut să-l primească, a spus, sunt nicio formă, nu mai împac tine, noi am întâlnit acum. A plecat și a venit. Ce ați auzit când ați venit? Nu poate, vă spun că nu poate. Cum era, îl știți pe el, pe Cuminat? L-ați văzut, îl cunoașteți? Așa, din vedere, că a stat aici la Salina ta. Ce fel de om era? Ce fel de om? Era un om prost. Și el i-a cerut să-mi pace? Da, da, el acum, ultimul timp, poate vă două luni de zile, trei o pistona. Și i-am spus odată, schimbă-ți tu numărul ăsta la telefon, să nu te mai năcăjească, nu-i mai răspunde. Tot timpul căuta, tot timpul căuta. Primește-mă când am unde să stau, acu te iubesc. Dar el unde stătea? Boschetar. Costetar, n-avea domiciliu decât aici, subrătirea. Eu mă dormea el. Subrătirea ieșea din de acasă, eu mă dușeam să-l văd. Dar el n-avea o... Băi, Pavel, n-avea o cameră la primier? Nu, nu, n-avea, nu știu. Domiciliul nu-l cunoaște. Mă stat pe la Miroslăvești, pe la părinți. El era invidios pe ce... Pe muncă realizările. Da, deveniți invidios, gelos. Vă spun și suflet de pată. Vă poveste cine că să avea cu... Timp. Și ce spunea de bărbat? Dar mă știu că iar m-a sunat, iar mâna că și Gheorghe, Zalina nu-i răspunde la telefon. Aici au fost cuvintele mele tot timp. Tu, fată, dacă te-ai divorțat de el, e gata, ai terminat-o. De cu bună conștiință s-o la divorț amândoi, au fost de acord și el. Mi-a răspunde fată la telefon. O venit de o săptămână, jumătate, două. O pus ploile și ele. Și eu făcut-o ca așa, Zalina. Am zis că așa, e prieten până la urmă. Când s-a plecat plouat, are-o dat umbrela să nu-l ode pe săracul. O bătea, știți ceva dacă o bătea? Nu vă povestit asta? Nu pot să vă spun că nu, cât a fost el aici, nu i-a intrat nimeni. Adică era un om catâr, era de o figură, vă spun drept, că nu-i de el. Și am aici, așa avea aici o tăitură și aici era numai sânge împiegată. Acolo la mine, unde au stat, sânge. Mie mi-a spus doamna că i-a băgat cuțitul și a stăit până i-a... Nu, și aici era, că i-am dat două prosoape eu. Unul l-a ținut aici și unul aici aia. Și atât am întrebat. Zalina unde? E acasă și eu am fugit. Am venit în coașe. Dar nu mai era nimeni, nici criminalul. Era moartă. Gheorghe era dus. Eu când am ajuns aici și aici, când am văzut atâtea șoburi aici, am luat mătrasă și am început să văd șoburile. Și când am ajuns în ușă și am văzut pe Zalina acolo, așa, doamne, iartă-mă, cred că cât trăiesc. Era în prag? Nu, da? În prag. Acolo unde e la pașul ceala. Și pe jos era un ghiveș mare de flori. El a luat ghiveșul și ăla probabil să zvârle în trensul, să se apere. Da. Am dat înapoi. Am ieșit răcnind. Strada asta parcă era moartă. Un om, de toate porțile a intras. Haideți că e o crimă. Și am adus un om de sculță, vă rog, tălpile lui este-s. Disculță! Și s-a dus el acolo, tot n-am intrat. Vă spun de m-am temut și umplut pe tricou tăti, sânge. Ferească Dumnezeu pe tătă lumea. Ce-i mei mari dușmani? Așa om care s-o miști, poate mai trebuie. Să-l apere și nu. Cred că o să-l tragă ca să pareze cumva lovitura.